cineva a umblat deja. Bună ziua încă o dată! În numele Mișcării Populare Antimafie organizez această conferință de presă legată de alegerile care stau să vină. În primul rând vreau să vă zic, înainte de a vă prezenta declarația Mișcării Populare Antimafie adresată partidelor de dreapta, vreau să vă zic că nu suntem niciodată într-o primejdie mai mare decât atunci când ne înșelăm asupra adevăratei direcții din care ne vine primejdia. Iar primejdia de astă dată ne vine din partea odioasei alianțe între Blocul Acum și PSRM. Tocmai de aceea facem această adresare către partidele de dreapta, care în acest moment trebuie să fie foarte și foarte vigilente și cu multă îngăduință să ia o decizie politică cu privire la participarea în aceste alegeri care urmează să le avem. Așadar, declarația Mișcării Populare Antimafie cu privire la alegerile locale din 20 octombrie 2019. Liderii monstruoasei coaliții, Blocul Acum și Partidul Socialiștilor, au anunțat deja că pregătesc cel mai mare blat politic din istoria acestei țări. Potrivit declarațiilor lor, ei vor încheia un acord de aranjamente electorale în conformitate cu noua lor ideologie să guvernăm fără geopolitică. Această pseudo-ideologie, în realitate o nouă formă clientelară de perpetuare a statului capturat, va transforma campania pentru alegerile locale într-un spectacol al absurdului fără precedent. Astfel, putem constata cu îngrijorare că statul capturat va fi de folos și celor care l-au declarat în afara legii. În condițiile unei confruntări geopolitice, care durează de mai bine de 30 de ani, și în virtutea faptului că funcția de primar general al municipiului Chișinău a fost întotdeauna foarte importantă pentru menținerea cursului european și implicit românesc al Republicii Moldova, din cauza cârdășiei nefirești dintre Blocul Acum și Partidul Socialiștilor, pentru prima dată de la declararea independenței, primarul capitalei noastre ar putea ajunge un reprezentant al stângii și anume PSRM, organizație politică periculoasă, finanțată și dirijată de structuri obscure, afiliate instituției prezidențiale a Federației Ruse. Toate acțiunile liderilor Blocului Acum indică la existența unor înțelegeri ascunse cu Dodon și cu stăpânii lui de la Moscova pentru cedarea unor instituții ale statului sub controlul celor din urmă. Astfel, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Apărării, Procuratura Generală și Curtea Constituțională sunt instituții recent capturate de Igor Dodon și există temeiuri să credem că ele au început să activeze în interesul unor cercuri potrivnice cursului european al Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor a început deja campania electorală în municipiul Chișinău, iar tărăgânarea înaintării unui candidat din partea Blocului Acum pare a fi parte a unui plan convenit pentru favorizarea și alegerea lui Ion Ceban, omul guvernat pe deplin de Igor Dodon, în calitate de primar general. Totodată, în Republica Moldova, administrația locală este una aservită intereselor partidelor politice și administrației centrale, cu unități administrative de nivelul 1 și 2, moștenite din perioada sovietică, cu primării în fiecare mahala, raioane multe și administrate prost. Administrația locală este una total ineficientă, fără o reformă profundă a împărțirii administrativ-teritoriale.
Fără o descentralizare a bugetului și fără o autonomie reală a administrației locale, cu asta trebuiau să înceapă liderii blocului acum. Alegerile din anul acesta vor perpetua experiențe politice și administrative care vor adânci și mai mult criza economică și socială a populației Republicii Moldova. Practicile din trecut arată că pretendenții la funcțiile eligibile în administrația locală se înregimentează în cele mai dese cazuri arbitrar în orice partid aflat la putere, iar dacă nu reușesc să facă acest lucru până la scrutin, migrează către partidele de la guvernare în scurt timp după alegerea lor pe listele partidelor de opoziție. Într-o astfel de situație, participarea partidelor de opoziție la alegerile locale de mult s-a transformat într-o farsă menită să asigure fundal democrat și ambianță unei confruntări politice de operetă pentru orice guvernare din Republica Moldova. Alegerile locale din 2019 riscă să devină deznodământul logic și dramatic al acestei farse. Pornind de la cele expuse mai sus, Partidul Mișcarea Populară Antimafie vine cu următoarea declarație apel adresată partidelor de dreapta. 1. Mișcarea Populară Antimafie nu înaintează un candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău din partea partidului cu scopul de a sprijini un candidat unic al forțelor unioniste. 2. Mișcarea Populară Antimafie cheamă partidele politice unioniste să depună eforturi pentru identificarea unui candidat unic al acestor forțe. Mișcarea Populară Antimafie va sprijini necondiționat un candidat unic și nu va participa în alegeri dacă nu se va ajunge la un consens în acest sens. Remarcă. Acest sprijin este valabil doar dacă Partidul Democrat nu va fi admis sub nicio formă la aceste negocieri. 3. Ne adresăm partidelor unioniste, care și-au înaintat deja candidați, să-i retragă, pentru a nu zădărnici procesul de identificare a unui candidat unic. Fără un candidat unic, unionist, participarea în disperare de cauză a partidelor unioniste în alegeri, fiecare cu candidatul său, este în beneficiul candidatului lui Dodon. Chișinău, 2 septembrie 2019, Partidul Mișcarea Populară Antimafie. Înainte de a-mi pune întrebări, vreau să vă zic că această inițiativă a noastră a venit după lungi dezbateri și frământări în cadrul biroului politic al Mișcării Populare Antimafie și avem toată încrederea și sperăm că liderii partidelor unioniste realizează marele pericol care este această alianță dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor și fac un efort comun de a identifica un candidat unic al forțelor unioniste împotriva preluării capitalei de către socialiști. Altfel, voturile de pe dreapta vor fi dispersate, iar socialiștii au toate șansele să pună mâna pe capitală din primul tur. Eu voi transmite personal această declarație tuturor liderilor partidelor unioniste și suntem deschiși pentru a analiza situația politică actuală, pentru a negocia și pentru a ajunge la un numitor comun, astfel încât așteptările cetățenilor care trăiesc aspirații românești și europene să fie satisfăcute printr-o decizie înțeleaptă și realistă în conformitate cu situația alegerilor care stau să vină. Și încă un lucru am vrut să clarific pentru dumneavoastră.
Noi, Mișcarea Populară Antimafie, nu vom participa pe circumscripții electorale. Nu am participat nici în campania precedentă, după cum știți, este un principiu al nostru de care ne ținem în continuare și nu renunțăm la el, pentru că noi considerăm acest sistem mixt o mare și mare problemă pentru Republica Moldova, de care, după cum se vede, actuala guvernare încă nu s-a debărăsat, pentru că au interesele lor personale. Pentru că în momentul în care cetățenii care au votat cu blocul acum au așteptat ca și au așteptat ca atunci când Plahotniuc a fugit din Republica Moldova, deci nu a fugit de frica ăstora, ci a fugit sub presiuni externe făcute atât din vest cât și din est. Deci atunci era firească o alianță ad hoc între blocul acum și PSRM pentru a lua măsuri de a demola sistemul mafiot creat de Plahotniuc. În schimb, cetățenii s-au ales, de fapt, cu o alianță de guvernare dintre acum și PSRM, care nici până astăzi nu a reformat procuratura și nu a demolat sistemul, ci dimpotrivă și-au împărțit turta de stat între ei. Cele mai importante instituții ce țin de apărare, securitate, justiție, CNA, care monitorizează toate schemele din statul ăsta, și procuratura este în subordinea lui Dodon. Ce fel de alianță este aceasta în interesul cetățenilor? Deci, Maia Sandu la moment se ocupă de imaginea lui Igor Dodon și face make-up european. În loc Igor Dodon să fie primul cu dosar penal la Procuratura Generală, fiind prins în flagrant când vedea Țara Rușilor. Tocmai din aceste motive, cum vă ziceam la început, nu este nimic mai primejdios decât a nu vedea direcția adevărată din care ne vine amenințarea. Iar noi, fiind nechipzuiți, putem fi parte a acestei amenințări dacă participăm în aceste alegeri locale, fiecare cu candidatul lui. Și dăm alură democrată acestor alegeri a mafioților, că tot mafioții au venit, cu chip european și cu minciuni la fiecare întrebare pusă de dumneavoastră. Eu vă rog să urmăriți emisiunea de vineri seara, Punctul pe azi de la TVR Moldova, și să vedeți că fiecare răspuns e o minciună la acele întrebări, cu regret pentru cetățenii care au avut așteptări mari de la acești așa ziși lideri ai opoziției împotriva mafiei. Vă rog, întrebări. Iulia Sărvan, reporter pe TV. Ziceați că veți susține un candidat unionist. Vreau să vă întreb dacă Partidul Mișcarea Antimafie vede deja un potențial candidat, o persoană anume, cu siguranță ați discutat în partid, exact. Cu siguranță știți pe cine v-ați dori. Cine este această persoană și cum anume o veți susține? Avem chiar două persoane, așa. Una dintre care este din societatea civilă, dar din motive pentru a nu periclita și nu adăuna viitoarelor negocieri, pentru că dacă vi le spun acum în public, fac o presiune publică cumva asupra colegilor din alte partide politice unioniste pentru a ajunge la un numitor comun. Dar cum veți susține aceste două persoane? Prin argumente, deci sunt persoane pentru a le prezenta în cadrul negocierilor, nu pentru, nu ținem neapărat să fie persoanele noastre. Deci vom veni cu argumente de ce credem că aceste persoane ar fi potrivite, însă dacă apare o candidatură din partea dumnealor care are cele mai bune experiențe și prin argumente se dovedește că este persoana potrivită, atunci o vom accepta. Politic, e persoană din politică și una din societatea civilă. De ce sunteți singură astăzi la conferință?
pentru că este inițiativa mea. Dumneavoastră ați spus că veți susține un candidat din partea unioniștilor, din partea dreptei, un candidat comun, corect? Exact. Dumneavoastră ați spus unic, dar vă duceți. Bine, aici, da. Dar, ca să nu discutabil. Fie... Înțeleg. Dar, ca să nu fie o manipulare posibilă, dar această susținere nu ar însemna în egală măsură un fel de vot util, care este foarte controversată, formula vot util. Vot util pentru o singură candidatură din partea unioniștilor? Păi da. Adică dumneavoastră nu pot participați și mai aveți niște speranțe oarecare într-un candidat. Nu. Noi participăm, da, am înțeles. Noi participăm numai în condițiile identificării unui candidat comun. Deci, fără această condiție, nu are sens ca cât mai multe partide, aproape vreo 10 partide de dreapta, să participe în această campanie, pentru că votul util despre care vorbiți va fi dispersat între aceste partide. Da? Uh-huh. Și legat de securitate, am avut o vizită a ministrului apărării din Federația Rusă, Sergei Șoigu. Da. Și a venit, după spusele președintului Igor Dodon, o propune să utilizăm munițiile care sunt în depozitul de la Cobasna, undeva s-a spus chiar și un fel de lichidare a acestor muniții. Dar care este, de fapt, totuși adevăratul motiv acestei vizite lui Șoigu în Republica Moldova? Adevăratul motiv al acestei vizite este planul obscur din culisele politice dintre Dodon și Federația Rusă asupra Republicii Moldova, sub auspiciul politic și cu fațadă europeană a Maiei Sandu și Andrei Năstase, liderul blocului acum. Deci se pune la cale un plan de felul Cozac 2, despre care nu se spune în public, dar pe care Dodon îl va implementa foarte ușor, având Curtea Constituțională în subordinea lui, având organele de drept și de control în subordinea lui, prin care va controla cei cu pufușor pe botișor care se înfruptă acum de prin ministere, din ceea ce înseamnă veniturile și schemele care se fac obscure în acest stat. Și Maia Sandu deja nu mai poate să meargă în deplasare în Statele Unite. Dumneavoastră știți care sunt motivele ascunse acestei amânări? Faptul că Maia Sandu nu pleacă în Statele Unite este un răspuns foarte clar al autorităților americane că nu vor tolera niciun fel de colaborare cu Federația Rusă, ascunsă cu Federația Rusă și cu reprezentantul lor, Dodon, la Chișinău. Deci a fost o palmă dată blocului acum pentru mizeriile pe care le fac mână în mână cu Dodon, iar public prezintă în continuare gogoși pentru cetățeni, gogoși europeni. Și sunt foarte bucuroasă că acest lucru s-a întâmplat și că avem un partener serios, responsabil, mă refer la partenerii noștri americani, care studiază foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova și salut pe această cale ambasadorul Statelor Unite ale Americii, care din punctul meu de vedere pare a fi o persoană foarte responsabilă și care cu multă, multă atenție monitorizează ce se face în Republica Moldova la guvernare. Dar faptul că președintele Igor Dodon merge la adunare generală a Organizației Națiunilor Unite, ce înseamnă acest? Asta înseamnă ceea ce vă ziceam în cadrul conferinței. Maia Sandu face make-up occidental. Pentru a... Vă imaginați acum
Nu mai mult de jumătate de an în urmă, vă puteți imagina un Dodon acceptat sau într-o deplasare în vest. A stat aici la Chișinău ani de zile, sub papucul lui Plahotniuc, iar acum Dodon este fața Republicii Moldova în adunările din vest, cu protecția și cu sprijinul Maiei Sandu și a blocului acum. Alte întrebări? Da. Adică noi în acest an am avut 28 de ani de independență. Da. Așa spune formal independență, pentru că avem din toate părțile mai multe state și noi singuri nu putem să trăim, pentru că nu avem producere, cum a fost mai înainte, adică și trebuie avem susținere. Care întrebare? Ce gândiți dumneavoastră despre perioada când se vine noi fete, noi oameni, care se face deja pentru această republică. Nu se fie, adică, nu se face separare la toate persoanele, tot cetățen, dar se face lucruri concrete. Deci vă referiți la politici? Da, noi de schimbare a acestei situații total care... Sistemă, total. Deci este nevoie de multă voință politică și de caracter pentru a schimba și pentru a dărâma acest sistem. De ce spun cu atâta indignare ceea ce spun împotriva blocului acum? Era suficient ca ei atunci când au zis că fac o alianță cu socialiștii să dea un imbold, să fie clar pentru cetățeni că intenția lor este de a demola statul. Și atunci vă asigur că toate ideile lor, toate proiectele lor, toate inițiativele pe care le-ar fi avut în această situație erau cu totul altele. Deci, dacă nu este această voință și intenție reală de a schimba lucrurile, atunci ajungem acolo unde ajungem. Se schimbă fețele, iar intențiile sunt aceleași. Eu am foarte mari întrebări asupra aeroportului internațional Chișinău. Și tare mă tem că acest obiect este o cârdășie dintre Filat și Dodon, pentru că Filat investise foarte mulți bani în acest aeroport și dumneavoastră știți că Țurcan de la PSRM a fost de vreo 5 ori în celula lui Filat. Nu știu dacă presa cunoaște acest lucru. Deci nu numai la Platon, dar și la Filat. Și s-a înțeles direct cu Filat cum să gestioneze toate schemele din statul ăsta și cât trebuie să-i cedeze Filat. Iată, primăria, după cum se vede, este cedată, pentru că ei nu au candidat nici în ziua de astăzi blocul acum la primărie. Iar asta este în dezavantajul lor, pentru că Ion Ceban își face deja campanie încă de săptămâna trecută. Candidatura lui este anunțată de 2 săptămâni. Săptămâna trecută își face adunări cu profesori și așa mai departe. Deja a început campania electorală. Iar blocul acum parcă nici nu există în această campanie pentru alegerile locale. Deci toate aceste lucruri duc la concluzia că este o cârdășie în spatele acestei alianțe dintre blocul acum, în persoana Maiei Sandu, Năstase cu Dodon. Năstase are mai mult de pierdut din această cârdășie pentru că Filat are ce vinde. Iar ce se mai strecoară printre degete ajunge și la Năstase. Da. Noi așteptăm să toți cetățenii sunt deja toți dezamăgiți. Exact. Pentru că fiecare dată peste 4 ani. Înțeleg. Adică merge tot acest proces. Nu este proiect cu mult durabilitate. Adică, pentru că... Pentru investitori, pentru CHPO. Și când se vine persoane cu suflet, nu cu... ca să vină acolo și să... Cuvinte aruncate în deșert. Da, care să faci lucruri concrete pentru cetățeni, pentru... Așa cum a zis Coposul, o politică, niciodată o politică nu este veritabilă atunci când nu este perseverență atunci când nu este perseverență, consecvență și moralitate. Deci, la baza unei entități politice trebuie să stea un cod moral al celor care fac politică. Și astea nu sunt vorbe goale.
Acest lucru este esențial pentru o entitate politică dacă vrea să-și realizeze un proiect politic pentru un stat. Codul moral este lucrul de la care începem. A crea un program, a te ține de acel program. Apropo, înainte de campania pentru parlamentare, blocul acum a promis majorarea salariilor până la 11.000 de lei. Din câte știu, Partidul Socialiștilor a promis același lucru. Blocul acum zice că nu pot face reforme, nu pot demola și scoate politicul din instituții de stat pentru că sunt anumite divergențe cu socialiștii, mai negociază reformele, nu știu ce. Dar păi voi nu ați avut divergențe în ceea ce ține de salarii. Voi ambii ați spus că majorați salariile, de ce nu o faceți? Cu cinci obiective ați venit în campanie social-economice, locul acum. Aceleași obiective le au și socialiștii. De ce nu le îndeplinesc, dacă sunt corecți? Alte întrebări? Pot să dau. Da. La noi în stat este domeniul economic principal sau socioeconomic și eu, adică, sunt de acord cu aceasta, da? Eu mă gândesc de alte persoane care, de exemplu, au familie, una altă, da? Da. Și fiecare zi de la 9 până la 6 sunt într-o direcție, da? Că se face bani pe nimeni și nu sunt direcționate de alte domenii, pentru că este și artă, și muzică, și poate persoane sunt talentate, aveam, dar nu, ei nu se dezvoltă. Și eu mă gândesc dacă așa să meargă, nu să fie schimbări totale, noi să mergem într-un finish, într-un final. Un final, din păcate, obscur și foarte, foarte dramatic. Însă, trebuie să fim optimiști. Ideea noastră și ne ținem de acest lucru. Avem nevoie de un stat minim. Un stat minim înseamnă ca politicienii și guvernarea să lase cetățenii în pace, să se dezvolte, să asigure o economie de piață liberă, iar guvernul, iar statul să se ocupe doar de securitate, doar de pedeapsă și control asupra lucrurilor din stat. Și atât. Mai mult nu este nevoie de nimic de la acești politicieni. De nimic absolut. Pentru că cetățenii noștri au capacități, au dorință, sunt sârguincioși și demonstrează în afara țării că pot să se realizeze în viață. Iar din cauza ăstora care vin să se îmbogățească, că asta e codul lor moral, așa zis, să vină să se îmbogățească fiind la conducere. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm la alte conferințe și imediat după conferință voi expedia declarația liderilor partidelor unioniste. Vicepreședinte, Mișcarea Populară de Mafie, Daniela Bodruc.